La noi, sărbătoarea de 8 martie se împlinește cu tradiția locală a mărțișorului, fiind considerată de către mulți și ziua mamei, aceasta fiind o reminiscență a ideologiei comuniste. Prima dată când s-a sărbătorit Ziua Internațională a Femeiei a fost pe 28 februarie 1909 în SUA, la inițiativa Partidului Socialist. Mai târziu, aceasta a fost celebrată inclusiv pe 18 martie în anumiți ani. În data de 19 martie 1911, Ziua Internațională a Femeiei a fost sărbătorită pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania și Elveția. În acea zi, peste 1 milion de bărbați și femei au ieșit în stradă pentru o serie de revindecări. Începând cu anul 1917, Ziua Internațională a Femeilor s-a sărbătorit pe 8 martie și această dată a rămas fixă. Ulterior, sărbătoarea a devenit o tradiție în majoritatea țărilor din Europa, Statele Unite și Africa. Astăzi, 8 martie este considerată drept zi de solidaritate și promovare a drepturilor sociale și economice ale femeilor. Nu în ultimul rând, este percepută ca o sărbătoare a primăverii. În prezent, Ziua Femeii este popularizată mai mult ca Ziua Mamei din perioada comunistă. În Armenia, după prăbușirea URSS-ului până în prezent, Ziua Femeilor nu mai a fost marcată pe 8 martie, fiind în schimb înlocuită cu Sărbătoarea Națională a Frumuseții și Maternității. Cu toate acestea, multe persoane au contribuit să celebreze Ziua Internațională a Femeii, astfel că armenii au stabilit aniversarea Lunii Femeii anual în perioada 8 martie-7 aprilie. Un obicei special există și în Italia, unde bărbații oferă buchete de mimoze galbene și ciocolată. La fel se procedează în Rusia și Albania. De Ziua Internațională a Femeilor, în Portugalia sunt organizate petreceri speciale dedicate în exclusivitate femeilor. În Pakistan, această zi este un moment în care este sărbătorită evoluția femeilor în societate, în ciuda restricțiilor culturale sau religioase. În prezent, 8 martie este un prilej de bucurie și răsfăț pentru toate femeile care primesc flori și diferite cadouri. Este ziua feminității, a frumuseții, a dragostei, ziua în care femeia este în centrul atenției. Femeia, ființa delicată, sensibilă, cea care dă viață. Iar dincolo de flori și mărțișoare, este important să ne aducem aminte că scopul acestei zile este de a contribui la construirea unei societăți în care femeile se bucură de șanse și drepturi egale, așa cum mișcarea feministă și-a imaginat de-a lungul timpului promovând ziua de 8 martie.